Fiului și al Sfântului Duh. Așa să fie cu voi. Fraților, rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca să-L primească pe preotul Isidor la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii, început aici și desăvârșită în cer. Să ne rugăm Lui ca El să fie îngăduitor cu sufletul răposatului nostru Părinte Isidor. Domnul să fie cu voi. Să ne rugăm, leacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletul slujitorului Tău, preot Isidor, pe care L-ai chemat din această lume în loc de lumină și de pace, și să-L unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Eleison, Christe eleison, eleison, Pater noster, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de ceva. Odihna cea veșnică dă-i-o lui Doamne și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Regelui pentru care toate trăiești, veniți să ne închinăm. Regelui pentru care toate trăiești,
Veniți să ne închinăm cuvântul veselie Domnului și să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Domnului în tece de laudă și în cântări de psalmi să-L preamărim. Căci mare Dumnezeu este Domnul și mare împărat peste toți zeii. În mâna Lui sunt adâncurile pământului și ale Lui sunt înălțimile munților. A Lui este marea, căci El a făcut-o și mâinile Lui au plăsmuit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne plecăm în fața Lui și să îngenunchem înaintea Domnului Creatorul nostru. Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care îl păstorește, turma pe care mâna Lui o călăuzește. Ascultă astăzi glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca la Meriva, ca la Meriva de la Masa în pustiu. Acolo m-au ispitit părinții voștri, m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele. M-a dezgustat neamul acesta, de aceea am zis, este un popor cu inima rătăcită, nu au cunoscut căile mele, de aceea am jurat în mânia mea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, arată-ți milostivirea față de preotul Isidor și față de toți preoții, eliberându-i de orice legătură a morții și fă-l părtaș pe el și pe cei care ți-au slujit de lumina patriei cerești, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
fericile voastre, dragi iubiți credincioși, cu emoții astăzi îl însoțim pe Părintele Isidor, Penitenciarius Magnus. În această jertfă a Sfintei Liturghii, pe care o celebrăm cu toții, pentru ca El, Cel care în întreaga viață preoțească, a celebrat jertfa Sfintei Liturghii, să se bucure acum de celebrarea veșnică din ceruri, împreună cu Hristos, Cel care a învins moartea și care trăiește în veci de veci, acolo să se bucure cu Sfinții și aleșii săi. Ascultăm acum la începutul acestei jertfe a Sfintei Liturghii câteva date din viața Părintelui Isidor, pe care le însoțim acum cu iubirea și rugăciunile noastre. Părintele Isidor Mocanu, în vârstă de 73 de ani, a trecut la cele veșnice în dimineața zilei de ieri, în spitalul Sfântul Spiridon din Iași. S-a născut la 20 noiembrie 1940 la Hălăucești, într-o familie cu 9 copii. După ce a absolvit școala generală și școala de cantori, a intrat la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, pe care l-a absolvit în anul 1965. A fost sfințit preot la 29 iunie 1965 la Alba Iulia de către episcopul Marton Aron. În perioada 29 iunie 1965, 9 martie 1968, nu a fost recunoscut ca preot de către regimul comunist. Prima liturghie în satul natal a celebrat-o într-o sâmbătă dimineață la ora 5:30, doar cu cei din familie. A activat mai târziu la Huși, apoi a fost transferat la parohia din Siret și la Onești și aproape 25 de ani a fost paroc la Ghereiești. La 1 iunie 2005 a fost numit penitenciarus Magnus și șef al biroului personal la Iași. În această ultimă perioadă a ajutat la biroul parohial și era prezent la scaunul de spovadă, iar săptămânal mergea pentru spovezi la seminarul din Iași și la Institutul Don Orione. Fiind în spital și fiind conștient de starea sănătății, într-una dintre zile a cerut Sfintele Sacramente, spunând că vrea să meargă dincolo cât mai bine pregătit. Mulți preoți și multe surori l-au vizitat și s-au rugat cu el. Câțiva seminariști l-au îngrijit. A fost senin și optimist și a trăit preoția și a căutat să-i conducă pe oameni spre Hristos. El spunea: mulțumesc Bunului Dumnezeu prin Preasfânta Fecioară Maria pentru darul preoției cu care m-a învrednicit. Dacă m-aș mai naște odată, m-aș face tot preot. La revedere în paradis. Per Maria ad Iesum. Ne rugăm la această sfântă liturghie ca Dumnezeu să-L odihnească în pacea Sa. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții Părintelui Isidor și pentru preoția lui. Și îl preamărim pe el, Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, această sfântă liturghie, rugându-ne și cântând. Îl preamărim pe el, Dumnezeul care ne-a iubit, ne iubește și ne însoțește și vrea să fim acolo unde este El. Așadar, împreună celebrăm acum misterul jertfei al morții și învierii lui Hristos, la care ne rugăm pentru fericirea Părintelui Isidor.
Gloria in excelsis Deo. Între pacem în bună voluntate, slaudam, atem vrem de la gloria, în grația să ne bucură, te mai în gloria, în toam, Domnule Deus, excelsis Deus, Pate, Domnule Deus, pace pe pământ, oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Șezi la dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule, providența ta nu greșește nici când în dorânduirile sale. Te rugăm cu umilință să îndepărtezi de la noi tot ce ne este spre rău și să ne dăruiești tot ceea ce ne este spre bine. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Ascultă, Doamne, rugăciunea celui străin. Citire din Cartea întâi a Regilor. În zilele acelea, Solomon s-a rugat lui Dumnezeu în templu, spunând: Dacă de dragul numelui Tău, un străin care nu aparține de poporul Tău Israel, va veni dintr-o țară îndepărtată să se roage în acest templu, Doamne, oamenii vor auzi vorbindu-se de numele Tău mare, de puterea mâinii Tale și de vigoarea brațului Tău. Tu, Doamne, din cerul în care locuiești, ascultă-L.
împlinește-i celui străin toate cererile. Astfel, toate popoarele de pe pământ, asemenea poporului tău Israel, vor recunoaște numele tău și te vor adora. Ele vor ști că acest templu pe care eu l-am construit este locul în care este invocat numele tău. Cuvântul Domnului. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Lăudați-L pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Căci Domnul și-a dovedit iubirea sa pentru noi și El rămâne întotdeauna credincios legământului său. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Lectura a doua. Dacă aș căuta să fiu pe placul oamenilor, n-aș fi slujitorul lui Hristos. Începutul scrisorii Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, eu, Paul, care sunt apostol trimis nu de oameni, nici prin intermediul unui om, ci de Iisus Hristos și de Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți, împreună cu toți frații care mă însoțesc, mă adresez vouă, bisericilor din Ținutul Galației. Sunt uimit că îl părăsiți așa de repede pe acela care v-a chemat prin Harul lui Hristos și că vă îndepărtați spre o altă evanghelie. De fapt, nu există alta. Sunt numai unii care vă tulbură și vor să răstălmăcească Evanghelia lui Hristos. Ei bine, chiar dacă noi înșine ori un înger din ceruri ar veni să predice o evanghelie diferită de Evanghelia pe care v-am predicat-o noi, să fie afurisit. Ceea ce v-am spus, vă mai spun o dată. Cine predică o altă Evanghelie diferită de aceea pe care ați primit-o, să fie afurisit. Caut eu să câștig bunăvoința oamenilor sau mai degrabă pe aceea a lui Dumnezeu? Caut eu oare să fiu pe placul oamenilor? Dacă aș căuta să fiu pe placul oamenilor, n-aș fi slujitorul lui Hristos. Cuvântul Domnului.
Hristos, după Sfântul Luca. În acel timp, după ce a vorbit mulțimii, Iisus a intrat în Cafarnaum. Un centurion din armata romană avea un sclav la care ținea foarte mult și acesta era bolnav, gata să moară. Centurionul auzise vorbindu-se despre Iisus, de aceea a trimis la el pe câțiva iudei de vază cu rugămintea să vină și să-l vindece pe sclavul său. Ajunși la Iisus, aceștia l-au rugat cu stăruință, spunându-i: merită să-i împlinești cererea, pentru că ține la poporul nostru și el ne-a construit sinagoga. Iisus a mers împreună cu ei. Când s-a apropiat de casă, centurionul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te osteni, eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine. Spune numai un cuvânt și servitorul meu se va vindeca. Și eu, care nu sunt decât un subaltern, am soldați sub comanda mea. Unuia îi spun du-te și se duce, altuia vino și vine. Și servitorului meu fă aceasta și face. Auzind aceasta, Iisus l-a admirat, s-a întors și a spus mulțimii care îl urma: vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credință. Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor vindecat. Cuvântul Domnului! Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelența voastră, cucernici păleți din altar, dragi seminariști, iubiți credincioși, prea cucernice Părinte Isidor! Așa cum am început liturghia de astăzi, primindu-l pe Părintele Isidor pentru ultima oară în catedrala noastră, și ascultând Evanghelia cu acest personaj de excepție, centurionul, aș putea spune că azi avem în fața noastră două persoane de excepție, ambele simpatice, ambele pe care le-am îndrăgit, cred că, la prima vedere. Centurionul din Evanghelie era un străin, un păgân, dar ajută comunitatea ebraică. Este sensibil la durerea servitorului, face orice pentru a-l ajuta. În același timp, atent ca să nu-l deranjeze pe Iisus. În cele din urmă, lăudați de Iisus. Al doilea personaj, Părintele Isidor, un apostol implicat cu toată ființa în preoția sa. Evlavios ca un copil la întâia împărtășanie, care își împreunează mâinile seara înainte de rugăciune, înainte de a se culca. Atent la discurs și în comportament, fidel până în cele mai mici amănunte în celebrările sale, un om al bisericii cu adevărat. Să parcurgem puțin aceste două persoane care, vă spun, sunt deosebite ambele. Centurionul din Cafarnaum. Da, Cafarnaumul este la marginea Galilei, este un loc unde se întâlnesc păgânii și evreii. Este un port, este unde sunt mulți străini. Și poate de aceea Iisus a ales ca să rămână în majoritatea activității sale la Cafarnaum. Cine vizitează Cafarnaumul va vedea la intrare scris orașul lui Iisus, iar în interior o sinagogă foarte frumoasă, unică în felul ei.
Chiar dacă în jur nu este nicio piatră albă de construcție, sinagoga este una albă. Și Evanghelia de azi ne dă și misterul acestei sinagogi. A fost construită cu ajutorul acestui roman. Așa vine evreii și îl roagă pe Iisus: ajută-l, Doamne, că și el ne-a ajutat când am construit sinagoga. Aici, la Cafarnaum, putem spune că Iisus vrea să spargă niște bariere, niște bariere naționaliste. Adică nu numai poporul evreu este cel care are dreptul, nu poporul evreu este singurul destinat mântuirii, ci toți, chiar și sluga acestui centurion. Aici întâlnim fel de fel de oameni, este punct vamal. Și Luca, cel care ne descrie această minune de astăzi, el știe să sublinieze foarte bine că Iisus se deschide la toată lumea. Și azi, la 2000 de ani de la Evanghelia și la prezența lui Iisus, putem vedea această realitate. Evanghelia a ajuns la toți oamenii. Sigur că, spuneam, este un străin, este un roman. Ar fi trebuit să fie exclus din preajma lui Iisus. Și totuși Iisus nu-l exclude, ba chiar îl ajută. Când vine acest centurion la Iisus? Când este lovit de boală, când ia contact cu suferința. E interesant acest lucru. Foarte mulți oameni, prin suferință, chiar dacă nu o doresc, chiar dacă n-am cerut-o niciodată în rugăciune, suferința devine moment de har. Moment în care omul își pune întrebări existențiale. Moment în care își ridică ochii spre cer. Este momentul în care mulți au început să se roage, poate. Așa e și acest centurion. Când are servitorul bolnav, vine la Iisus. Această pagină de Evanghelie ne amintește că cei care n-au niciun avantaj aici pe pământ, totuși găsesc în momentul suferinței pe cineva, îl găsesc pe Dumnezeu. Acest ofițer păgân ne dă o frumoasă lecție de bunătate, pe de altă parte. El nu-și lasă sluga, ce o fi, o fi, lasă-l acolo să moară, nu. Are această inimă și vrea să facă tot ce știe el, tot ce poate el pentru a-l salva. Și aici intervine iarăși frumusețea sa. Nu merge el personal la Iisus. Și am să vă spun de ce. Pentru că, în mod normal, evreii n-aveau voie să ia contact cu goimii, cu cei care nu sunt evrei. Și acest centurion știe acest lucru și ca nu cumva Iisus să fie pus într-o situație penibilă, ca să nu-l deranjeze, nu merge el. Îi trimite pe acești prieteni săi iudei. Legea interzicea formal sub pedeapsă de impuritate de a intra în casa unui păgân și de a intra în contact cu el și păgânii de asemenea invers. A construit sinagoga. E iarăși frumos la acest centurion că nu ține cont numai de religia lui, numai de interesele sale, ci știe să fie atent și cu oamenii de lângă el, chiar dacă au altă religie, chiar dacă au altă orientare, chiar dacă au altă naționalitate. A construit sinagoga. Sigur că probabil a pus din banii săi, probabil a făcut un mare efort ca să construiască acea sinagogă și revin la ea. Dacă o veți vedea, are foarte multe sculpturi, multe coloane, este foarte mare, este un complex, aș putea spune. Deci acest om a investit mult în sinagoga aceea, de aceea evreii chiar îl iubeau și pe ei. Mai departe, în fața lui Iisus, ofițerul are sentimente pe care orice om drept le încearcă în apropiere de Dumnezeu. Și această teamă a simțit-o și Petru. În orice caz, este remarcat că biserica și noi, dacă observați bine, repetăm la fiecare liturghie nu cuvintele unui evreu, ci cuvintele unui păgân. Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Doamne, n-am această vrednicie, dar cuvântul Tău poate să-mi rezolve mie, poate să mă ajute cuvântul Tău. Observați? Cuvinte pe care le știți pe de rost, bănuiesc, toată lumea le știm. Deci acest om vede în Iisus mai mult decât văd ceilalți. Nu numai prezența sa, atingerea efectivă vindecă. Pentru acest centurion, cuvântul său vindecă, la distanță. Vă dați seama că se face referință la creație? Exact cum spunem la începutul Bibliei, nu? La început Dumnezeu a creat prin cuvântul său și Sfântul Ioan reia bine acest aspect. Iată și acum Iisus vindecă prin cuvânt, nu merge personal.
Eu cred că aici este vorba de credința acestui om. El crede în puterea lui Isus. El crede în ceea ce poate să facă Isus doar prin cuvântul său. Spune numai un cuvânt. Puterea lui Isus de a face minuni de la distanță este perceptibilă ușor și pentru noi și pentru centurion. Și continuă Luca. Auzind aceasta, Iisus l-a admirat. Să ne imaginăm ce bucurie era pe fața lui Iisus, văzând că un om străin, un om care n-avea nicio legătură cu Biblia, n-avea nicio legătură, poate, cu credința ebraică, este lăudat de Iisus. N-am văzut în Israel atâta credință. Ați observat de unde venea credința sa. Iubiți credincioși, sigur că suntem în anul credinței și tocmai de aceea cred că această Evanghelie poate fi una de căpătâi și pentru noi. Oare, mă întreb și vă întreb, Iisus, văzând rugăciunea noastră, văzând prezența noastră, văzând atitudinea noastră, ne-ar lăuda pentru credința noastră? Mă întreb și vă întreb, nu știu. Ne-ar lăuda pentru modul nostru de a-L percepe, modul nostru de a apela la El? Poate da, poate nu. Iisus afirmă că ofițerul păgân avea mai multă credință decât iudeii, care erau blocați în siguranța lor, împotmoliți în tradițiile lor, plini de grijă de a respecta legile, dar fără un ochi atent la Iisus. În mod paradoxal, păgânul acesta, centurionul, era liber. El putea să accepte orice și l-a acceptat cu adevărat pe Iisus Hristos. Iată de ce este minunat acest centurion și cred că poate fi un model de rugăciune, un model de a apela la Iisus, un model de a ne încrede în Iisus. A doua persoană pe care astăzi o avem în fața noastră și care cred că ne-a bucurat pe mulți dintre noi, este Părintele Isidor. Am trăit 2 ani la umbra Părintelui la Gherești, acum 25 de ani în urmă, și ultimii 8 ani aici la Episcopie. Multe ar fi de spus. Foarte multe despre Părintele. Subliniez câteva caracteristici. A fost un om fără compromisuri. Și cred că colegii mei și preasfințitul toți aici la Episcopie am auzit de câteva ori povestit următorul caz. Era seminarist și în anii, vă dați și dumneavoastră seama, până în 1965, foarte grei, și a fost chemat odată la securitate. Nu mai știu cum îl chema pe acel securist, îi spune, îi propune și îl întreabă, uite așa, n-ai vrea, n-ar trebui, tu ești seminarist, ai viitorul în față, noi te putem ajuta și așa mai departe. La care vă rog rețineți răspunsul frumos al părintelui. Eu trebuie să-i spun totul părintelui rector. Cel care îmi dă mie de mâncare, cel care mă ține în școală, cel care mă ajută, eu nu pot să nu-i spun, aș fi trădător față de el. La care securistul a spus, de acesta nu ești? Și l-a dat afară și a scăpat. În al doilea rând, aș putea spune că a fost un om care putea fi numit foarte bine ceremonierul papei. Nu știu dacă ați urmărit, eu am urmărit îndeaproape foarte multe procesiuni organizate de părintele, foarte multe celebrări. Dacă o linie nu era linie, te întorcea înapoi de 3 ori. Nu știu dacă ați urmărit procesiunile sale de la Gherești, bănuiesc că mulți le-ați văzut, nu știu dacă au pereche. Un om al ceremoniei, un om solemn. Nu știu dacă divulg ceva, dar mi se pare, am auzit că în seminar era supranumit chiar fanfară, adică solemnitate prin excelență. Și cred că această solemnitate ați văzut-o din mersul său, din modul de a privi, din modul de a vorbi, din modul de a se ruga, din modul de a se îmbrăca. Pedant, impecabil, totdeauna. Era exact în tot ceea ce face. Rostirea cuvintelor sale avea ceva în plus față de ale mele și față de ale multor preoți. Nu știu dacă ați urmărit când vorbea el, punea accentul și pe ultima literă. Să dau un exemplu. Părintele meu, la urmă era U, sau dacă era un M, trebuia să fie foarte bine. Întorsul M, accentua ultima literă ca tot cuvântul să fie bine înțeles. Adică voia să se facă foarte clar și bine înțeles de toată lumea. Sigur că m-am bucurat în primii ani să-i ascult cuvântul, un orator, un om care își pregătea orice predică, scria totul, iar acum,
în testament scrie că undeva trebuie să aibă grijă cineva de predicile lui. Sunt foarte bine clasificate pentru fiecare duminică și pentru fiecare sărbătoare. L-ați cunoscut poate mulți la confesional. Un om care a iubit confesionalul, un om care s-a dedicat confesionalul și cred că de aceea Preasfințitul a avut poate cea mai frumoasă numire pe care să-i ofere la anii de înțelepciune. Penitenciarius Magnus, confesor maxim, confesorul diecezei noastre, dar o misiune care a înțeles-o perfect. Grijă față de copii. La Gherești a construit o grădiniță. De ce n-a construit altceva? Tot din grijă de copii. Iar în anul 1987, mi-amintesc că a murit o mamă cu 4 copii dintr-un accident, a căzut pe o scară. Iar părintele, 2 nopți, n-a putut dormi de grija și de mila acestor copii care au rămas foarte mici la vârsta aceea. Și mi-amintesc de cuvintele sale pe care le spunea foarte des și acum le-aș spune eu în numele părintelui și rudelor și celor de față și tuturor. Moartea e dureroasă, dar moartea e luminoasă, adică moartea ne duce la Iisus. Și acest lucru mă bucur că în ultima săptămână, spunea aseară doctorița Paules, despre ultima săptămână a părintelui, i-a spus, eu vreau să merg să mă odihnesc la Gherești. Eu vreau să merg să mă odihnesc acolo cu credincioșii mei. Și părintele Cornel a început, a spus, la revedere în paradis. Cred că este cea mai frumoasă mărturisire de credință. Părintele a crezut în viața veșnică, a dorit viața veșnică, s-a pregătit pentru viața veșnică, a slujit pentru viața veșnică și de aceea cred că acum, de sus, din cer, Dumnezeu îl va răsplăti ca să ne țină mai departe lumina sa, grija sa și noi să ne amintim cu bucurie totdeauna de zâmbetul părintelui, de rugăciunea părintelui, de mersul părintelui, de chipiul părintelui, de toate celelalte care i-au aparținut și ne-am făcut și noi părtași. Și am să închei cu o mărturisire pe care o face un creștin din Gherești. Aseară am citit-o și vă spun și dumneavoastră. Cred că se potrivește pentru toți preoți care l-am cunoscut, credincioși din Gherești, din Iași și din Huș și de peste tot. Iată ce spune acest domn Pușcașu. A trecut la tatăl unul dintre cei mai buni păstori pe care am avut ocazia să cunosc îndeaproape. O întreagă viață dedicată activității pastorale, pe care o desfășura cu pasiune, dragoste și entuziasmul unui tânăr de 25 de ani. Un mare orator, pedagog, exemplu al credinței pusă în sprijinul comunității, precum și un excepțional organizator. Pentru mine a fost exemplul concret și real al bunului păstor, care alerga mereu pentru a găsi oaia rătăcită. A sprijinit întotdeauna apropierea copiilor și a tinerilor față de biserică, cu aceeași dragoste părintească cu care un părinte își vede copiii adunați de pretutindeni în casă părintească. Nu voi putea uita predicile părintelui, în timp ce cu fervoarea credinței și dragoste încerca să ne împărtășească din iubirea tatălui. Un exemplu de dăruire și credință pentru viitoare generații de preoți credincioși. Activ și cu spiritul întreprinzător, care îl caracteriza, așa cum l-am cunoscut de mic copil, cred că ajungând în casa tatălui, își va sufleca mânecile și va întreba imediat ce este de făcut aici. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Lumina exemplelor pe care ni le-a prezentat părintele de Camdorcu, fost colaborator al părintelui Pătățean, lumina exemplului centurionului plin de credință,
și în lumina zelului pe care l-a avut și iubirea pe care a avut-o și credința părintelui Isidor, la această sfântă liturghie, tocmai în anul credinței, vrem cu toții să îmbărturisim și credința noastră și speranța noastră și să spunem: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul pur cere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatului. Aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Fraților preiubiți, toți aceia care au murit în credința în Hristos, rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciune pe care astăzi o înălțăm pentru Părintele Isidor, voim să ne amintim în chip deosebit de el, dar și de toți aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor care mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le tuturor popoarelor putere cu care l-a înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemnă la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește-i dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitorului Tău răposat preot Izidor, pentru care se săvârșește această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Isidor și a tuturor Sfinților, să eliberezi sufletul răposatului preot Isidor de orice legătură a morții și să-l primești în lumina fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
suferințele de al pământului și al muncii oamenilor care va deveni pentru mărcâinea vieții. Binecuvântate și Doamne Dumnezeu, Cuvântul Sfântului de Dumnezeu și Adam, Dumnezeu pe care s-a făcut, rodal vieții de vieți și al muncii oamenilor care va deveni pentru noi băutură spirituală. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Încrezători în bunătatea ta, Doamne, venim cu daruri la Sfântul Altar, pentru ca purificați de harul Tău să fim sfințiți de tainele prin care slujim, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drepte cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar învind de morți ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea cu îngerii și arcanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare.
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne învrednici să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorul Tău, preot Isidor, pe care L-ai chemat la Tine din această lume. Îngăduie ca după cum prin botez a fost unit cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtaș de învierea Lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim. Din Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Dimnaște, porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău,
Mântuiește, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul Domnului. Doamne, nu sunt vrednic să intre sub acoperișul, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne călăuzești cu Duhul Sfânt pe noi cei hrăniți cu trupul și sângele Fiului Tău, pentru că dându-ți mărturie nu numai cu vorba și cu gura, ci și cu fapta și cu adevărul, să ne învrednicim a intra în împărăția cerurilor prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre. La biroul parohial veți găsi revista pentru luna iunie, Lumina Creștinului, un număr care recomand fiecare familie, un număr bogat, un număr mai ales care marchează 100 de ani de la apariția primului număr. Astăzi după amiază va mai fi o singură sfântă liturghie la ora 5, după care va urma procesiunea solemnă cu Preasfântul Sacrament pe străzile orașului. După procesiune, imediat va urma un concert cu scop caritativ. Concertul este organizat de Centrul Misionar Diecezan și TVR Iași, cu scopul de a ajuta misiunea din Kenya. Va fi prezent și Părintele Eugen Blaj, misionar în Kenya. Marți va avea loc înmormântarea Părintului Isidor Mocanu la Ghereiești, județul Neamț, localitate în care a activat aproape 25 de ani. Iar astăzi, programul va fi următorul. Până la ora 3:30, aproximativ, sicriul va rămâne aici în catedrală, iar după aceea va pleca spre Ghereiești pentru a ajunge acolo în jurul orei 17. Miercuri, după liturghia de seară, la ora 7:15, la subsolul catedralei va fi prezentată o conferință despre apărarea vieții, o conferință care se adresează îndeoseb tinerilor. Vineri este prima vineri din luna iunie și solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Iisus, zi în care este dedicată și rugăciunii pentru preoți, pentru sfințirea preoților, iar sâmbătă este sărbătoarea Inimii Neprihănite a Mariei. Duminica viitoare, la ora 19:30, Corul Mare al Catedralei va susține un concert extraordinar vocal-instrumental cu Requiemul de Mozart. Și vorbind dimineață cu Părintele Florin Spătariu, am propus ca acest concert, care este Requiem, să fie dedicat și Părintele Isidor Mocanu, care aproape 8 ani a lucrat aici, în această catedrală, la Episcopia din Iași. Oferă-i, Doamne, slujitorului Tău, Isidor, lumina Ta cea veșnică și răsplătește-l cu bucurie veșnică în cer. În cele voastre, dragi părinți, concelebranți, părinți profesori, dragi seminariști, dragi surori, persoane consacrate, durerată familie, dragi biscuiți credincioși, revine mie obligația să aduc o completare la ceea ce am auzit astăzi aici, ceea ce știm noi. Ca și coleg al Părintelui, comprate, apoi ca și episcop și sigur, avându-l aproape mereu colaborator, pot să declar un lucru care, sigur că, pe lângă ce a spus Părintele astăzi la predică, m-a impresionat. Pentru Sfinția Sa, voința episcopului însemnează și însemna voința lui Dumnezeu. Știu bine când a fost, după greutăți, numit la Huș, de acolo la Siret, de la Siret la Gheorghe Gheorghe Vădești sau Onești și de acolo la Ghereiești, iar de la Ghereiești la Iași. Practic, pentru Sfinția Sa, vocea superiorului înseamnă vocea lui Iisus. Cu bucurie ascultăm și slujim.
toți cei din Luș, unde a lucrat în corn sau în oraș, toți cei din Siret, toți cei din Onești sau Gherăiești și toți cei din Iași m-am auzit, au avut în Părintele un adevărat păstor, fidel, dornic să împlinească voința lui Dumnezeu și să reprezinte cu cinste demnitatea lui de credincios din Hălăucești, din familia Mocan. Să reprezinte cu cinste oriunde a fost trimis acea menire pe care i-a încredințat-o Dumnezeu, fără că să audă cineva vreun cuvânt de îndoială. Tot timpul cu această disponibilitate. Mă simt obligat, cunoscându-l așadar, cu colegii mei, aici este Părintele Budulai, să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să-i mulțumesc familiei și să mulțumesc Părintelui Isidor. Desigur că știu cum îl căuta lumea, peste tot, și aici la Iași. Și știm cum însoțea cu fidelitate, cum spunea Părintele Decan, Episcop, fie pe mine, fie pe preasfințitul nostru Aurel, acolo unde mergea, pentru împliniri de misiuni importante, cu grijă și o fidelitate rară. Am în mână testamentul Părintelui, din care am auzit deja câteva cuvinte. Este cu adevărat un testament făcut încă din 2008 și la care sigur că am mai adăugat pe rând câteva gânduri. Își prezintă istoria vieții, istoria vocației, locurile unde a muncit, ce a putut să realizeze și ce ar mai fi dorit să realizeze. Eu nu vreau să fac altceva decât să spun că e voința expresă a Părintelui, credințată, sigur, și prin telefon, și direct, și sigur că prin persoana care l-a îngrijit, la noi, la oficiu. Testament care îi impresionează. Dați-mi voie să spun doar câteva cuvinte din acest testament. Executor testamentar este Părintele Iștoc Aurel, care este aici de față, unul dintre cei care au stat cel mai aproape, la care se simțea foarte bine și Părintele Iștoc la fel. Aș dori să fiu înmormântat în cavou din Gherăiești, pe care l-am făcut pentru preoți. Am muncit în Gherăiești o viață de om și vreau să rămân între ei. Cere ca familia să înțeleagă că rămâne unită cu toți cei care sunt în familie și că îi prețuiește și iubește cum i-a iubit mereu, în breviarul său. Am putut vedea totdeauna imaginea mamei și a tatălui. Mulțumesc Bunului Dumnezeu prin Sfânta Fecioară Maria pentru darul preoției cu care m-am învrednicit.
așa cum am auzit, dacă m-aș mai naște odată, m-aș face tot preot. Mulțumesc tuturor celor care au avut grijă de mine, episcopului, preoților, surorilor, familiei și credincioșilor. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească. Cer iertare în genunchi de la toți superiori, confrați, preoți, surori, de la toți credincioșii cărora poate le-am greșit vreodată. Vă rog să mă iertați și vă iert și eu pe voi. Iert pe toți datornicii mei. Nu mă uitați în rugăciune. Per Maria ad Iesu. Când vizitați cimitirul, spuneți o rugăciune pentru preoții din cimitir. Deci și pentru mine. La revedere în paradis. Acestea sunt cuvintele Părintelui, scălite personal, conștient și adăugite în timp. Am ținut să spun aceste cuvinte pentru noi, episcopi și preoți, seminariști, pentru persoanele consacrate pe care le-a iubit și prețuit, pentru familia prezentă aici și pentru dumneavoastră, dragi și iubiți credincioși, de aici, din Iași, unde a lucrat atâția ani, din 2005, cu o disponibilitate rară. Ca penitenciarius magnus, ca acela care a primit de la noi această jurisdicție specială pentru cei care aveau nevoie de dezlegare și de iertare. Ne-am rugat astăzi și continuăm să ne rugăm și la Gherești și la Hălăucești pentru ca el să fie fericit în cer și să fie o cinste pentru biserica noastră, pentru Hălăucești și pentru familie. Și acum îl încredințăm rugăciunilor Maicii Preacurate, Sfântului Isidor și rugăciunilor dumneavoastră. Și ne facem datoria acum să implorăm milostivirea lui Dumnezeu la acest prohod pe care îl facem în catedrala noastră, care e cunoștință și mulțumire pentru darul pe care l-am primit de la Dumnezeu, darul familiei și pentru darul părintelui Isidor. Măreț biruitor al morții, Iosef varnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi recrâmpi pe aceia care pierdea reșoară baptismal. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl,
și pe Duhul Sfințitor. Tine, Doamne, strig către Tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Căci la Domnul este îndurare, și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Să ne rugăm, invocăm cu stăruință, Doamne, milostivirea Ta, pentru slujitorul Tău, preot Isidor,
care a lucrat cu sârguință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția ta, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă lui Doamne, să se odihnească în pace. Amin. Celebrarea Sfintei Liturghii și a Prohodului pentru Părintele Isidor s-au terminat. Mergeți și trăiți în pace.